pentru al său păcat Adam și al lui Eva, propriu zis, pentru fructul din ram de la pomul interzis, pentru acel grav incident care s-a comis în rai, omul a fost conștient, avizat de avertisment că prezintă un mare bai. Călcând totuși cu îndrăzneală legea providențială a marului suveran, n-a fost o simplă greșeală, ci o faptă catastrofală, ca erupția din vulcan, că s-a întins lava intensă pe arena mondială, cu trufie și cu fală, ne-a predominat satanic. Violându-se acel cod, un dramatic episod, și făcându-se cercetări de suveranul creator asupra acelor stări, s-au produs degenerări și afecțiuni de viitor, care au dus și duc lumea mereu, spun sinistru apogeu. Călcând regulile stricte, s-au pierdut niște instincte. Omul este imperfect, nu mai poate merge drept. Pe deasupra tuturor oamenii, viața lor pe pământ e provizor. Ei nu mai trăiesc cât vor, ci se îmbolnăvesc și mor. Iar decesele frecvente, uneori prin accidente, atâtea evenimente care în majoritate n-au putut fi evitate. Fiindcă timpul e măsurat lor, atâta le-a fost dat. Medicina e avansată, ea luptă contra bolilor, să prevină, să combată, în final, ce se constată? O acțiune de scurtă durată, că viața nu e perpetuată, că și specialiștii mor. De la porunca călcată, moartea este autorizată și nu are frica lor. Nu se înspăimântă de ei că mor doctori tinerei. Când îmbracă moartea, le-i strai, nu te întreabă câți ani ai, nici câtă școală ai învățat, ai facultăți sau doctorat. Le lași pe toate și ai plecat. Neînvinsa preferință ne-a bătut de la menire. Iată care-i consecința și pe loc s-a dat sentința să ne ia moartea în primire. După cum se vede, iată, solul morții tot se arată, chiar de ușa încuiată, de băiat, bătrân sau fată, când decizia a fost luată, e pe loc executată, nu mai ține prin dosare. Moarte, cât de crudă ești în a ta înfățișare, tu pe oamenii pândești, tot mereu îi urmărești cu un duc de răzbunare. Moarte, cât de crudă ești, n-am cuvânt de explicare. Oare nu te mai oprești? Vrei mereu să înghițești tot ce în cale întâlnești, fără nicio remușcare? Moarte crudă și haină ce faci tot din oseminte, a infernului regine ce duci lumea la ruină, chiar și pruncul fără vină smuls ca floarea de morminte, din grădina roșu printre morminte. De atâția mii de ani ai umplut lumea de orfani, fie greci, fie romani, tu pe același drum îi duci. Moarte crudă și haină, bordul tău va fi distrus, dominația ta pământească de domnia lui Iisus. Ai deschis atâta arată cu domnia subterană, într-o zi vei rămâne în pană când va apărea Iisus. Vei fi întrebat atunci unde ți este boldul moarte, ce sub leș și sub porunci caut astăzi ca să zbulci, vârste tinere și prunci, fenomenul trebuie să scoarte. Așteptăm să vină o zi, luceafărul dimineții. Așteptăm să vină o zi când și moartea va muri. Și atunci noi vom trăi cu acel ce va domni peste împărăția vieții. Căci un copil s-a născut, un fiu nobil mi s-a dat și acesta-i cunoscut mai întâi de orice început. Pe-a lui umer s-a văzut, cu temei s-a așezat, un dumnezeiesc regat. A neprihănirii germen va fi darod atunci sublie și o pace fără termen va da scaunului de domnie. Isaia îl întrezărește în criteriul dinastiei pe acel ce se numește Părintele Veșniciei. Sfernic, minunat, puternic, Domn al păcilor lumii, Dumnezeu atotputernic care în veci va stăpâni. Într-o țară de lumină, într-o țară de har, unde nu sunt cimitire, sanatoare sau spital, va veni o zi în care toate se vor înlui. Tot ce mișură sub soare, tot ce naște, azi și moare, la urgență, ori la reanimare, ori la dermatologie, că la lui împărăție nu există chirurgie. Frunzi dubite de sudoare se vor ridica în picioare și trecuți prin selectare, credincioșii vor trăi. Dar nu doar cât în viața asta, numai cât un la de mână. Hai să întoarcem spre el față, că se arată dimineața. Când se prelungește viața, veșnic viața se rămână. Când familiile sfinte vor fi iar constituite, în aceea scumpă zi, când din nou s-or întregi ambianțe risipite,
Vine o zi deosebită pentru întreaga geografie, când trâmbița de elită o să sune pe orbită. Cei ce viața nu v-ați dres și smechină la cules, nici de cum nu au acces cu Hristos la înviere. De aceea e indicat că Scriptura ne vorbește. Oamenilor, sunteți rugați, renunțați azi la păcat. Evanghelia îți dă sfat. Vino și te pocăiește și atunci sufletul străiește. Siguranța aceasta e trăită de toți martirii auzită. Chiar și moartea îngrozită că i-a expirat domnia. Evanghelia răsună cu un glas puternic viu. El la toți vrea să ne spună, hai, primiți vestea cea bună. Cât e soare, cât e lună, cât e har ce ne adună, cât e pace, voi bună, până nu e prea târziu. Amin. Amin.